Bună, îl am invitat alături de mine pe Marian Ganciu. El este șef la Clubul Diplomaților. De ce trebuie să fac? Prima dată, legumele. Cel mai ușor da. Ar fi, ca să faci asta și mai rapid, să le curăț pe toată odată. Nu, pe masă și faci așa. Toată chestia asta se cheamă o farsă, nu glumă, adică da. O farsă, o umplutură, orez, picat, ciuperci, legume, ceapă, usturoi. Hai să tocăm legumele. Am văzut, m-am uitat la primul sezon din MasterChef și am văzut eu cam cum ține ea cuțitul în mână și cam care e treaba cu cuțitul și cred că am o idee despre cum se taie chestia asta. De asta de noi muncim, nu gândim, poți să fac. Suficient asta. Doar un morcov, da? Doar un morcov. Ceilalți, cu o ceapă, vă punem la piept. Putem să punem și o crenguță de cimbrișor acolo. Cimbrișor, nu rozmarin. Da. Trebuie să recunoști că ar filmezi niște tango pe fundal. Am pe telefon mult tango, să știi. Sunt convinsă. Dacă nu mai merg la tango, așa, înseamnă că nu ascult și nu mai practic acasă. E de plâns, oricum. Cu ceapa merge, tango cu ceapă. Și am astea, ce fac cu ele? Așa, acum o să curățăm ciupercile ca să le avem deja curățate. Ah, doamne, asta e foarte rău. De ce? Cum se curăță ciupercile? Nu, adică vreau să văd dacă există o altă tehnică decât aia sisifică pe care o știu eu cu gen da, greu. Da, să facem chestia asta, dar pierdem foarte multe din ciuperci. Așa. Și aroma lor nu o să fie. Așa că le vom tăia doar corița asta de aici puțin. Unde au fost țipe. Așa. Și le... Atât. Și le putem mărunți cum vrem noi. Ideea ideală pentru stoc sunt cu resturile care ți-au rămas. Cojile de la morcov, țeină, ceapa primă după ce ai dat astea, oasele de la pui după ce ai avut o friptură și... Ok, și cât trebuie să fiarbă ca să devină stoc? Mic, cel puțin jumătate de oră, când ai cantități mai mari. Dar poți să le ții cum avem noi cantitate mai mică și în sfert de oră. Vom căli toate cele. Ce facem? Călim tot. Iau toate astea tot, da. Și cu ăsta și cu cimbrișorul? La puțin mai târziu. Ok. Vorbeam de tango. Nu ce melodie. Pune-l jos pe ăsta și adaugă toate, da? Poți să faci asta trăgând tigaia sub tine. Adică să bagi sub masă. Ideea din vârf să aduci spre tine. Păi eu asta încerc, crezi că nu m-am prins că asta da, faci? Da, tu arunci. Nu merge, mă, e prea grea asta. Cum să fie grea? Pentru cineva care n-a făcut niciodată chestia asta. Nu, domn taci, eu vreau să fac ceva. Pui aici peste tot asta. Tot orezul, da? Tot orezul. Întreg, dacă tu ai vrut să-l pui întreg. Ce? A, nu, așa? Începe să punem seamă? Da. Faci exact ca la risotto. Ai aici, în cazul în care... Faci ca la risotto, nu este deloc relevant pentru mine. Dacă ai văzut că s-a orezul a subt toată da. Apa, uh-huh. Ușor, ușor. Și mai pun? Acum? Mai se pare că ar să mai pun? Da, da. Ca să aibă destul apă să fiarbă relaxat. Acum, ficatul. Așa. Trebuie să-l toci. Ce fac cu el? Opresc focul? Nu, pentru că o să pui ficatul acum. Peste? Peste. Ah, deci ficatul merge după aia carnea, să înțeleg. Se face mai repede, nu? Da, da. Ah, și acum partea cea mai grea. Hardcore. Bine, stai un pic, să-mi fac curaj. Niște tărie, vă rog. Așa, bun. Încă nu am terminat rugăciunea asta. Ah, scuză-mă. Da, putem începe. Ok, zi. Da. Iau ce spui. Da. Sper să n-ai bun nimic, nu? Tragi ușor de picioare, te desfaci. Sună foarte erotic. Așa, l-ai însucut. Ce îi mai fac? Poți să verifici dacă are ceva la început. Poți să bagi două degete până să vezi. Da, nu e în regulă. Te uiți la el cum zboară, păi tai aripi. Și le tai de aici. Merge ușor pe așa. Lămâia. Lămâia? Mhm. Nu. Așa, exact așa.
Păi da, chiar îți trebuie facultate, mă, pentru gătitul ăsta. Știam eu că nu merge așa singur. Îți trebuie, da, sigur că îți trebuie. De-aia nu știu eu să gătesc. Că n-am facultate de gătit. Astea o să le toci felii subțiri. Așa, okay. Și cu asta? Dacă tu vrei mai parfumată toată chestia asta, farsa, mai să pui pe toată. Nu, că o tai la montaj, îți dai seama, nu o să o las așa. Cu înjurături. Da, fa la ordinea care zică, mamă, ce mișto vorbește Viviana, vai, îmi place mult de ea. E așa, zice, auleu, mică, ce frige e asta. Ceva nu fac bine, așa-i? Nu ești atent. A, doar atât? Da. Acum o să-ți pui un putere de asta într-un castron ca să-ți fie mult mai ușor. O să-l iei pe Mr. Boy. Așa, îl descrăcănez iarăși și pun... Fața în sus, îl ridici așa. Așa, așa, îl pun. Nu? Da. Arată, da. Și îl umplu? Da, de obicei poți să faci asta cel mai bine cu mâna mult mai mică. Mai vreau niște vin dacă se poate. Da. Că eu lucrez aici, nu știu despre voi. Așa arată puiul umplut. Dăm sare. Și acum pun puiul direct așa în ăsta? Da. Ce drăguț sunt! Îți vine să iei să-i mănânci așa cruzi. Nat. Avantajul brutarului, are buricile degetelor insensibile. Aici, jos? Da. Cât stă la cuptor? Maxim 100 de ori. Strugurii? Nu îmi spune, trebuie să ai fiecare babă de strugure, te rog, nu spune asta. Poate. No! Nu, hai, zic că e glumit. Zi-mi ce trebuie să fac, adică ne machim de la vinul ăsta până termin. Da, am glumit. Nu trebuie să tai fiecare boabă de strugure. Doar jumătate. Jumătate, luăm o pauză și apoi cealaltă jumătate. Așa, deci ce trebuie să tai strugurii. Nu cred, serios? Da. Cum? Așa? Perfect, aia. Caisele astea uscate, să le pui separat. Pentru că ele vor intra primele în tigaie. Și poți să le pui pe ele. Să pun zeamă? Da. Strugurii. Mai adaug un. Poți să pui vinul acum. Cât? Un strop. Mai mult. Și pun? Mai văd? Tot aici. Mult? Ușor, da. Mamă, cât de bun e! Nu credeam! Deci am mâna. Mamă, ce bun e! E super bun! Și cum știu eu că puiul e gata? Ok, dacă, să zicem, cuptorul meu nu arde la fel ca ăla pe care știu. În primul rând îi vezi culoarea deasupra, dacă este arămiu. Da, nu ca la tine la pâine să fie ars. Nu este mai ars, se numește caramelizat. Aha. Am sosul. Da. Și? Cu limură. Așa. Ui, de jurul, de jurul. Unde mai punem și pe asta? Pui aici, lângă. Da. Aici? Da. Așa, atât? Atât. Cum îl atacăm? Vezi cum e deja restaurant și nu știi cum trebuie să mănânci puiul și mănânci pe aceea râdea din spate. Nu știu ce este în afară și ce este înăuntru. Ți pun așa. Bine. O frige. Azi am făcut o farsă, adică am umplut un pui cu orez. A fost o rețetă foarte complicată pentru mine și nu se mai termina și eram foarte foame. Îmi pare rău, dar chiar așa e. Da, și îi mulțumesc lui Marian că m-a provocat și bine, el a cam râs de mine și de abilitățile mele de bucătar, dar acum na, ce să zic. Ai și foarte bun. Ai și bun. Mă descurc, trebuie să recunoști. Mă pricep, da. Mai de știu, așa zic toți. Mersi mult! Plăcere! Hug, 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 tot tango!